Domnul să binecuvinteze cei doi frați, pe fratele Adi și pe fratele Mircea. Lucrarea la care sunt chemați, să știți că nu este mică, este o lucrare mare, lucrare mare cu multă responsabilitate. Mă gândeam aici, cadența unei biserici este dată, nota de cadență spirituală și morală, decadența lucrătorilor din biserică. Niciodată o biserică nu se poate ridica mai mult spiritual și moral decât sunt lucrătorii. Deci este foarte important, în cartea Apocalipsei, când vorbește acolo bisericilor, îngerului bisericii din, nu vorbește de îngerii din cer, pentru că spune în continuare, dacă nu te pocăiești, la cinci dintre ele, Domnul nu vorbește de la îngerii din cer să pocăiască, e vorba la cei care răspund de lucrare, aici pe pământ. Responsabilitatea este mare, binecuvântarea este mare în dreptul unui lucrător. Dumnezeu binecuvintează. Vedeți, un lucrător adevărat, el nu trebuie să gândească la partea financiară, nu trebuie să gândească la alte probleme materiale. Cel ce m-a angajat îmi poartă de grijă, nu eu trebuie să dialoghez, să îmi cer drepturi, nici pe departe, deja e un pas cu stângul. Dumnezeu poartă de grijă lucrătorului său, dacă sunt cu adevărat lucrătorul lui. Din toată inima, încă o dată, pe cei doi, Domnul să-i umple de Duhul Sfânt. Amin. Vedeți aici, în Cartea Sfântă, în cuvântul care a fost citit printre altele, Biblia punctează ceva foarte interesant. Dar trebuie, versetul 2, versetul 7, trebuie, iar versetul 9, 10, din nou, trebuie. Trebuie, este un imperativ. Cine vrea să fie lucrătorul lui Dumnezeu, ăla nu poate altfel, ăla trebuie să se racordeze, să se încadreze la cele cerute de Dumnezeu. Acum vreau să menționez un lucru, vreau să știți ce spune Vechiul Testament. Spune aici, printre altele, de bună oară în cartea lui Osia, zice, au pus împărați fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea în Israel. Împărați fără porunca lui Dumnezeu și căpetenii fără știrea lui. Dar în Noul Testament, și în Noul Testament, Biblia spune foarte mult că cei mai mulți strică cuvântul lui Dumnezeu. Când Biblia vorbește în Noul Testament, uitați ce spune de bună oară în Luca, în capitolul 10 și în Matei, în capitolul 9. În Luca 10, de bună oară, spune așa și le-a zis, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Dar uite că sunt foarte mulți și totuși puțin e un paradox. Puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Cine scoate lucrătorii? Noi îi fabricăm, da, de unde? Cel ce scoate este Domnul. Adevărații lucrători sunt scoși de El. Și aici așa spune El, rugați pe Domnul secerișului să scoată El lucrători la secerișul lui. Cu privire la lucrătorii pe care Domnul îi scoate, uitați ce spune în Ioan în capitolul 4, spune aici, dar vine ceasul și acum a și venit versetul 23, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, căci astfel de închinători dorește Tatăl. De-aia Biblia spune, printre altele, una din cerințe, plin de Duhul Sfânt și de credință. Plin de Duhul Sfânt. E mare, o mare binecuvântare. Să știți, când discuți cu un lucrător, imediat îți formezi imaginea despre biserica pe care o păstorește și unde este lucrător. Imediat ai imaginea bisericii, dar ai imaginea și a familiei lui. Și imaginea familiei lui. Pentru că vom vedea aici, sunt niște cerințe. Dumnezeu pretinde, cere și familia să fie pe talie. Foarte important. Soțiile credincioșilor din biserică se vor uita la soțiile lucrătorilor. Foarte important să nu fie pricină de potignire. Să fie, să-și păstreze cadența, să fie un model. Nu e simplu. Copiii lucrătorului, la fel, trebuie să fie un model pentru cei din jur, pentru copiii din biserică. Este extraordinar. Ce chemare înaltă. Ce mare binecuvântare. Păi Dumnezeu binecuvintează. Ce răsplătiri. Răsplătirile reale, autentice, ale unui lucrător. Nu sunt aici. De-abia în ziua aceea, Domnul este Cel ce va răsplăti acolo. Doamne, până acolo ajută-ne să fim ai Tăi. Amin. Fratele Dodus m-a provocat cu textul acesta din 2 Timotei. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur, de argint, sunt de lemn, de pământ, unele pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară.
Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Amintesc câteva principii fără comentarii. Primul principiu, întotdeauna vor fi cele două categorii, cât va fi biserica pe pământ. Ăsta e un prim principiu. Cele două categorii vor fi împreună. Un al doilea principiu, nici nimeni dintre noi nu va face parte din una din cele două categorii fără voința lui. Noi decidem, noi alegem. Noi hotărâm. Noi ne atașăm de o parte sau de cealaltă. Un al treilea principiu, pentru o lucrare bună, niciodată Domnul nu folosește un vas de ocară. Și pentru o lucrare cu caracter negativ, nu va folosi un vas de cinste. Asta este lege. Sunt vase de ocară pentru că vor fi și lucrări de ocară. Și Domnul, sigur, este Cel ce controlează totul pentru că biserica este în mâna Lui. Aleluia. Doamne, ajută-ne să fim vase de cinste. Aleluia. Un al treilea principiu pe care vreau să-l menționez, numai în final se va trage linia. Să știți că încă departajarea nu a avut loc aici. Sunt împreună vasele de cinste cu vasele de ocară. Și Biblia spune, eu cred că la asta se referă Biblia când spune acolo neghina. Ori venit ucenicii și s-au spus, Doamne, zice, n-am semănat grâu, cum dar de este neghină? Să mergem să o smulgem, nu. Nu cumva smulgând neghina să smulge și grâu, că poate azi aparent, sigur acolo e o pildă. Cel care astăzi este neghină, mâine poate fi grâu. Și invers, care astăzi e grâu, mâine poate fi neghină. La sfârșitul veacurilor se va face departajarea. De-abia atunci vom vedea. Până atunci e marea bătălie, până atunci avem cuvântul. Și noi trebuie să ne racordăm, de-aia avem cuvântul la care să ne uităm tot timpul. Apoi, un al cincilea principiu, o verificare atentă, minuțioasă în fiecare zi, o contabilizare a vieții, o revizuire a atitudinii noastre. Avem cuvântul, noi trebuie să ne verificăm, dar numai în oglinda aceasta, e oglindă spirituală. Să știți că există, noi avem oglindă, ne uităm întotdeauna când venim la casa Domnului, când plecăm din casă, ne uităm cum arătăm, dar avem o oglindă spirituală, zilnic trebuie să ne uităm la ea. Eu în seara aceasta mă pregăteam și mă gândeam aici la un om trimis de Dumnezeu, Ioan capitolul 1, a venit un om trimis de Dumnezeu. Și un prim lucru pe care vreau să-l menționez și vreau să-l întăresc în continuare este un om trimis de Dumnezeu are cuvântul lui Dumnezeu, îl reprezintă pe Dumnezeu. Îl reprezintă pe Dumnezeu, interesele lui. Nu interesele lui particulare, personale, familiale, ci interesul lui Dumnezeu. Eu apăr lucrarea și chemarea în virtutea chemării pe care o am, interesele celui preanalt, iar el mă apără pe mine. Este nemaipomenit. Un om al adevărat al lui Dumnezeu, la nimeni nu se va apăra. Domnul Iisus este modelul ideal, nu s-a apărat. El putea să se apere, nu s-a apărat. O lăsa toate în mâna celui preanalt, el însă l-a reprezentat cu demnitate pe cel preanalt. Chemarea unui om al lui Dumnezeu, un om trimis, chemat de Dumnezeu și format de el, trebuie să-l reprezinte pe Dumnezeu. De aia înseamnă, în primul rând, să aibă întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu, nu cuvântul lui. Ce să spun, sufăr uneori când văd oameni care vorbesc de Biblie, dar fără Biblie. Nu se poate fără Biblie. Cuvântul lui Dumnezeu e suportul. Domnul Iisus a avut cuvântul, întotdeauna ne spune Biblia, a luat cuvântul și l-a dat mai departe. Eu doresc pe cei doi frați și pe ceilalți, pe toți lucrătorii de ei, să ne umple Domnul de cuvântul Lui. Amen. Știți cum este inima unui om? Eu așa am înțeles la un moment dat, ca un burete. Un burete îl bagi într-un vas de apă. Îl scoți, îl storci și va da apă. Oricând l-ai stoarce, dă apă, că e îmbibat cu apă. Inima omului trebuie să fie îmbibat cu cuvântul lui Dumnezeu. De-aia Biblia spune, strâng cuvântul tău, dau cuvântul tău. Auziți numai ce spune aici, paradox, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 24 și 25 în continuare. Robul Domnului, auziți, nu trebuie să se certe, extraordinar, să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului. Biblia spune în Timotei, vorbește mereu, că omul lui Dumnezeu trebuie să mustre cu toată autoritatea. Ce paradox, ce combinații, astea numai Dumnezeu le are. Să mustri cu autoritate, să ai autoritate, dar în același timp cu blândețe. Într-o altă traducere spune, robul Domnului trebuie să fie bun.
De fapt, astea două, blândețea și bunătatea, parcă nu le poți deosebi la un moment dat. Așa e, una pe alta se implică. Unde e una, trebuie să fie și cealaltă. Ce frumos! Să ai autoritate, să mustri, dar în același timp cu blândețe. Să ai cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul îți va da autoritate. O să zic numai ce spune Biblia. Citim despre Domnul Iisus, El e modelul nostru în toate domeniile, în toate compartimentele vieții. Biblia vorbește despre Domnul Iisus și spune aici, versetul 26 din Ioan 8. Și eu ce am auzit de la El, aceea spun lumii. Domnul nu a avut un alt cuvânt. Ce am auzit de la El? Zice versetul 28. Eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. După cum m-a învățat Tatăl meu. Ce frumos întotdeauna când vii, vedeți, vreau să vă spun că sunt predici la ora actuală. Foarte bine puse la punct, dar deasupra capetelor, care nu se potrivesc cu nevoile oamenilor. Că de multe ori noi le învățăm și încercăm ce spun aici să spun și în altă parte. Ca un șablon, ca un stas. Și nu se potrivește. Ei, dacă e călăuzirea de aia, Biblia spune, închinătorii adevărați sunt înduși în adevăr. Numai Duhul mă poate călăuzi nevoia pe care poporul o are. Eu doresc încă o dată, Doamne, umple-ne de Duhul Tău. Dar umple-ne, Doamne, și de cuvântul Tău. Amin. Se poate, plin de Duh și fără cuvânt. Una merge împreună cu cealaltă. Biblia vorbește tot în această idee. Auziți ce frumos în capitolul 12 din Ioan. Ne spune aici versetul 49 și 50, căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Ce frumos! Tatăl, ce trebuie să spun? Dar și cum trebuie să vorbesc. Uneori trebuie, sigur, cu autoritate, altădată cu blândețe, cu bunătate. De-aia pe Timotei îl învață cum să vorbească tinerilor, cum să vorbească femeilor, mamelor, celor în vârstă și așa mai departe. Zice aici versetul 50. Și știu că porunca lui este viața veșnică, de aceea lucrurile pe care le spun, le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Ce frumos întotdeauna să venim în fața bisericii, dar după întâlnire proaspătă cu Domnul. Nu fără întâlnirea cu Domnul. După o călăuzire, Domnul se ruga, de aia se ruga. Modelul este El. Se ruga înainte, la începerea zilei, în zorii zilei. Stătea rugăciune, făcea lucrarea în timpul zilei, iar seara din nou se retrăgea și se ruga Domnului. Doamne, scoate astfel de lucrători. Iar pe noi ajută-ne să fim lucrătorii Tăi, Doamne, lucrători împreună cu El. Auziți ce spune în Ioan 17, Biblia? Zice aici, printre altele, versetul 4, un om chemat de Dumnezeu, trimis de El, format de El, apără interesele celui preanalt, îl reprezintă pe El. Eu, zice, Te-am proslăvit pe pământ, ce frumos să-L proslăvim și noi, în tot ce facem. Aia înseamnă uneori umilință, smerenie, pocăință. Uneori să accepți cu multă delicatețe pentru mântuirea celor din jur, să faci tot ce poți. Zice aici, eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum versetul 7. Au cunoscut că tot ce mi-ai dat-o vine de la Tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat-o. Și ei le-au primit, cuvintele pe care mi le-ai dat-o. Încă o dată, un om chemat, trimis de Dumnezeu, îl are cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândeam aici pe bancă, printre altele, în Vechiul Testament, Biblia vorbește de Iosua. Auziți numai sfatul pe care îl primește Iosua din partea lui Moise. Și finalul lui a fost un final bun al lui Iosua. Zice aici, printre altele, versetul 5 din Iosua, capitolul 1. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta. Cât vei trăi, eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nu te voi părăsi. Întărește-te, îmbărbătează-te. Tu vei sta în stăpânirea poporului. Versetul 7, întărește-ne numai și îmbărbătează-te. Și acum versetul 8, cartea aceasta a legii, cuvântul, să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Lucrarea Domnului trebuie să fie făcută, dar nu oricum, nu la întâmplare, sporadic. Dacă e bine, e bine, dacă nu, Domnul, atât mi-o dat, e un mare pericol, e un compromis. Deci atunci vei lucra cu înțelepciune, nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te.
Fratele Dodus vorbea aici, chemarea unui om al lui Dumnezeu este sfințenia, neprienirea de bunoare. Dar acum eu vreau să întăresc ideea, așa este, categoric. Așa este. Nota de neprienire a unei biserici dată de nota de neprienire a lucrătorilor din biserică. Nota de sfințire e dată de nota de sfințire a lucrătorilor și a familiilor lor. O zici ce spune în Psalmul 119, Biblia, vis-a-vis de această idee. Versetul 40. Iată, doresc să împlinesc poruncile tale, fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Nu orice neprihănire. Astăzi sunt oameni care își pun neprihănirea lor, dragii mei. Familii care își pun neprihănirea lor. Sunt biserici locale care își pun neprihănirea lor. Vreau să vă spun. Adevărata neprihănire o găsim aici, în cuvânt. Ne uităm aici și Dumnezeu aici arată perimetru în care noi trebuie să trăim, să umblăm și să fim. O zici ce spune și Noul Testament, vedeți, poate cineva spune, asta era în Vechiul Testament. Citim ceva în Noul Testament, Efeseni, capitolul 4. O zici ce spune aici omul lui Dumnezeu Pavel, spune așa, cu privire la felul vostru, versetul 22 și până la 24. Din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă cine? Adevărul. Cine ne dă nota de sfințire și de neprihănire? Standardul, e un standard, o măsură. Adevărul, cine este adevărul? E Domnul Iisus, e aici în cuvânt. Lucrătorii, când e vorba de ei, asta e cerința, modelul este Domnul Iisus. Doamne, ajută-ne să călcăm pe urma pașilor Tăi. De vom călca pe urma pașilor lui, vom avea siguranța să ajungem cu el. O zi și ne spune tot în această idee, 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 12. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu. Date de Dumnezeu, extraordinar. Bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Curăție de inimă și sfințenie date de Dumnezeu. Chemarea unui om al lui Dumnezeu este mare, este înaltă. Tot vis-a-vis de această chemare, pentru că era menționată și așa este, mai ales un lucrător. Ne spune Biblia în Coloseni, în capitolul 1 de bunoare, versetul 22. Zice, prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui. Și au zis cum? Sfinți, fără prihană și fără vină. Și fără vină. Asta e o chemare înaltă. Deci asta e chemarea pe care Dumnezeu are pentru lucrători, în mod special, dar în mod general pentru toți mântuiții. Că acolo când zice cuvântul, dacă cineva se sfințește, va fi un vas de cinste. Sigur, nu se referă numai la lucrători. Se referă la poporul lui Dumnezeu, se referă la mântuiții lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește toți să fim vase de cinste, Dumnezeu să ne ajute. De ne vom sfinți, toți vom fi vase de cinste. Spune Biblia tot în această idee, foarte frumos aici în Petru. Auziți numai ce spune Petru în a doua lui epistolă. În capitolul 3, spune aici printre altele versetul 14. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Eu doresc Dumnezeu să ne umple de cuvântul Lui, Duhul Lui și cuvântul Lui împreună. Și când cele două vor fi împreună, lucrurile vor fi frumoase. Un om trimis de Dumnezeu e un om care îl reprezintă, are cuvântul Lui Dumnezeu întotdeauna pe buzele Lui. Un cuvânt propice, prielnic, în orice situație, Dumnezeu îi va da acest cuvânt. Duhul Sfânt ne va aduce aminte ce trebuie și cum trebuie să vorbim. Un al doilea lucru pe care vreau să-l întăresc. Un om trimis de Dumnezeu încă o dată trebuie să aibă o familie pe măsură, pe talie. Spatele lui trebuie să fie asigurat. Ce să spun, sunt biserici unde geme biserica din pricina familiilor lucrătorului. Eu am întâlnit pe parcursul anilor, de-a lungul generațiilor, a generației pe care, sigur, în care am fost, iar vorbeam cu frații, în 84 am fost ordinat ca și păstor și de atunci am întâlnit lucrători mulți, unii dintre ei, să știți, au fost descalificați din pricina familiilor lor. Soțiile nu au fost pe măsură, la alții copiii nu au mai avut autoritate și au pierdut autoritatea.
Un om al lui Dumnezeu adevărat, ăla trebuie să stea sub autoritate și să aibă autoritate. Prima autoritate să o aibă în familie. Eu întotdeauna așa am văzut, un om al lui Dumnezeu trebuie să aibă în primul rând o relație bună, pe verticală cu Domnul. Cu Domnul, primul lucru, nu se poate să ai o relație bună în familie să n-ai relație bună cu Domnul. Dar cine are o relație bună cu Domnul, în cămăruță, într-o viață de trăire personală, de împlinire, va avea o relație bună și pe orizontală cu familia, în primul rând. Am întâlnit persoane care mi-au spus, frate, zice, când îl văd cum zâmbește și vorbește cu alții și știu cum vorbește în familie, sunt terminată. Nu mai am nicio bucurie. Nu se poate așa ceva. Totul pornește din familie, relația cu Domnul și apoi cea de-a doua ipostază. Este aceasta la nivelul familiei lui. Acolo trebuie să rămână lucrurile întotdeauna în ordine, acolo trebuie să fie altarul. Acolo trebuie să fie cuvântul, acolo trebuie să fie corectarea. Este extraordinar când soția spune, și sigur, suntem oameni, supuși greșelilor, să poți accepta corijarea pe care ea ți-o face. Uite, acolo nu a fost în ordine. Cel mai frumos, Biblia spune, rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Păi cine mai e apropiat ca și soția? Cine îți vrea binele mai mult? Numai Dumnezeu ți-l dorește mai mult. Ce frumos când în familie există această relație frumoasă, binecuvântată. Când soțul îi spune soției, uite, nu-i bine, nu-i bine pentru un lucru, pentru un motiv. Pentru că oamenii se uită la noi, cei din biserică se uită la noi, suntem o priveliște. Așa spunea omul lui Dumnezeu, o zis numai ce spune în această idee. 2 Corinteni, capitolul 5. Zice, Dumnezeu care ne-a împăcat, versetul 18, prin Iisus Hristos ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Auziți numai ce chemare mare! Noi dar suntem trimiși împuterniciți a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dar cum s-o spui dacă în familie nu e ordine? Păi nu poți. Ce frumos când totul e în ordine în familie. Când acolo au rămas toate lucrurile în pace, în liniște, în rânduială. Eu nu concep să mergi în lucrare, iubești lucrarea mai mult decât familia. Și lași în familie. Nu se folosește Domnul de un astfel de om. Dumnezeu se folosește atunci când există această rânduială. Există o prioritate. Dumnezeu, familia și lucrarea în continuare. Eu doresc pentru cei doi, Dumnezeu să le binecuvinteze familiile. Amin. Încă o dată, oameni mari cu nume, nu dau nume, oameni mari cu nume care au fost descalificați și biserici care nu au mai ascultat la un moment dat. Nu au mai ascultat de lucrători din pricina familiilor lor. Eu doresc cât timp să înțelegem bine, cât timp stau sub autoritatea lui Dumnezeu, sub autoritatea lui, am autoritate în familie și apoi voi avea și în biserică. Nota de autoritate este dată de modul în care știu să stau sub autoritate. Biblia spune, peste cei mari sunt alții și mai mari. Și peste toți veghează Dumnezeu. Ce frumos, nu concep un lucrător să n-aibă autoritate în dreptul copiilor lui, când îi spui. Păi de acolo începe totul, îi spui copilului. Și am avut, spuneam fraților, 5 fete, încă 2 pe care le-am crescut, de mici în familie, 7 fete. Acum nu mai avem, acum sunt numai cea mai mare care are 10 copii la rândul ei, 10 nepoți care sunt acolo cu noi, ne bucurăm mult. Am 29 de nepoți, o să vin al 30-lea. Dar ne bucurăm foarte mult de ei. Dar ce vreau să spun, niciodată fetele, au fost și ele la stăruință, la vremea potrivită, le-am trimis, uite, mergeți la mărturisire, ca asta învățăm noi. Apropo, avem stăruință după botezul cu Duhul Sfânt în biserică. De săptămâna trecută, în 4 zile, a fost stăruința, Domnul a botezat 35 de persoane până acum. Și e un mare har. La noi e și mărturisirea, ca la dumneavoastră, ca oriunde. Le-am trimis și-o stati, zicem, dar noi niciodată, ce să avem noi să mergem la altcineva? Noi îți mărturisim ție. Ce frumos să aibă copilul deschidere. Soția să aibă deschidere, să spună orice, libertate. Să aibă îndrăzneală. Să fii prieten cu soția și apoi cu cei din casă, copiii. Să fie într-o relație atât de intimă încât să ai... Ce frumos atunci când mergi cu autoritate, sigur, cu blândețe, cu bunătate, dar în același timp, sigur, și cu autoritate, și să-i spui un lucru și să se racordeze, să asculte și să împlinească ceea ce îi spui. Pentru cele două familii, asta o doresc din toată inima, Domnul să-i binecuvinteze. Să ajute Domnul familiile,
dânșilor să se racordeze, să fie racordate într-o înțelegere, altarul și toate celelalte să fie o permanență în viața lor, în familia lor. Apoi un al treilea lucru, un om trimis de Dumnezeu are o notă de modestie, o notă de smerenie, e foarte importantă, să știți, smerenie, Domnul Iisus a fost smerit. Știți ce a zis El? Nu eu. Tatăl face aceste lucrări, Domnul le-a făcut. Acum noi nu ne îndoim, noi știm cine a fost Domnul Iisus. Știm cine a fost, auziți numai ce spune Biblia despre El. Dumneavoastră știți, dar în acest context, auziți ce spune în Ioan, capitolul 1. Toate lucrurile au fost făcute prin El, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Versetul 10, în El era, El era în lume și lumea a fost făcută prin El, prin Domnul Iisus. Hai mai citim ceva, Ioan capitolul 10, de bună oară spune Biblia, Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa, El e ușa de intrare în veșnicie. Nu putem să fim mântuiți fără El. Ioan, capitolul 14, tot în această idee, spune așa, Iisus ne-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Coloseni, auziți ce spune în Coloseni, tot cuvintele Domnului Iisus, foarte frumos, ca o provocare pentru noi, vis-a-vis de această stare a Domnului, de smerenie, de pioșenie. Zice aici, în cartea Colosenilor, printre altele, citim versetul 15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri, pe pământ, cele văzute, nevăzute, scaune de domnii, dregătorii, domnii, stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și dacă vreți, auziți ce spune aici în capitolul 2 din Coloseni. Pentru ca să fie, să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl. Știți care este taina lui Dumnezeu Tatăl? Adică pe Hristos. El e taina lui Dumnezeu Tatăl. Hristos. Biblia spune în Ieremia, capitolul 30, versetul 21, cine ar îndrăzni să se apropie de capul lui, de mine, de providență de Dumnezeu? Nimeni, nu se poate. Ar fi topit într-o clipă. Pentru că Biblia vorbește despre Dumnezeu Tatăl, auziți numai ce spune aici, în cartea lui Isaia, în capitolul 33, și în alte părți. Dar citim de aici un verset. Spune aici, în capitolul 33, versetul 14, cine dintre noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Niciunul. Dar există o filieră, o modalitate de a rămâne și de a ajunge la El. Și această modalitate este jertfa Domnului Iisus Hristos. Prin El ne spune autorul epistolei către evrei. În capitolul 7 spune așa, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că tăiește pururea. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Și totuși mă uimește smerenia Lui. El a fost bun. Știți că El a fost Dumnezeu adevărat. Din Dumnezeu adevărat. Auziți ce spune în această... Nimeni nu se îndoiește de aici. Că Domnul Iisus a fost Dumnezeu și este Dumnezeu, Fiul Celui Preanalt. Auziți 1 Ioan, capitolul 1, capitolul 5, un singur verset, 20. Zice, noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Domnul Iisus e Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Și Tatăl, stăpânul Universului, prin Domnul Iisus s-a descoperit și prin El a lucrat. Și totuși Domnul Iisus în lumea noastră a venit și ne-a dat un model, un model și pentru lucrătorii un model, un model de smerenie. E adevărat ce a spus fratele Doduț, cinstea nu trebuie să o cerem noi, frate Doduț, eu așa cred, cinstea trebuie să o dea alții. Noi trebuie să trăim în așa manieră încât să câștigăm cinstea. Cinstea o câștigi. Domnul Iisus a coborât în lumea noastră ca Fiul acelui preanalt. Și în tot ce a lucrat și în tot ce a acționat, El l-a reprezentat pe Tatăl cu demnitate. Un om trimis de Dumnezeu. Un om trimis de Dumnezeu îl reprezintă cu demnitate pe Dumnezeu. M-am uitat la ceas, timpul a trecut. Din toată inima doresc cele două familii, Domnul să le binecuvinteze. Cei doi frați lucrători, dar și pe noi, pe ceilalți. Amin.
Toți avem, fratele, a spus o realitate. Vreau să spun, nu dă Domnul un om Dumnezeu să îl coboară așa într-o biserică. Nici pe departe. Omul lucrătorul este crescut direct proporțional cu biserica. Domnul îl crește și crește și biserica. Îl crește prin cuvânt, îl crește prin părtășie, îl crește prin Duhul, îl crește din toate punctele de vedere și la nivelul familiei. Și apoi Domnul vrea împreună să fim o turmă și un păstor. Să fim cu toții a marelui păstor și în ziua aceea să ne bucurăm și de o răsplătire. Doamne, ajută-ne să ajungem și la răsplătire. Amin. Amin.